Voleibaliștii de la Steaua București se pregătesc de returul campionatului diviziei A1. După un tur de sezon aproape perfect, în care au obținut 9 victorii din 10 partide, elevii lui Silviu Ancea au avut parte la începutul noului an de o surpriză plăcută din partea membrilor Asociației Steliștilor 1947. Steaua a făcut o primă jumătate de sezon foarte bună, 9 victorii din 10 meciuri. Cum ați caracteriza evoluția băieților dumneavoastră? Sincer, mult peste așteptări, adică s-au autodepășit și este meritul lor. Legat de spiritul de luptă, este cel care ne poate face să luptăm de la egal cu marile echipe. Cum comentați gestul suporterilor Stelei care s-au apropiat din nou de echipa dumneavoastră? Nu poate decât să ne bucure, iar acest mesaj pe care îl avem pe tricouri și le mulțumim pentru ele, eu zic că ne definesc și suntem în concordanță cu spiritul lor de luptă. Suporterii Stelei au revenit din nou aproape de voi și v-au făcut acest cadou minunat la început de an. Cum ai comentat gestul lor? Un gest foarte frumos, chiar nu ne așteptam și mă bucur că sunt alături de noi în continuare. Steaua București va debuta în noul an cu 2 partide în turneul 7 împotriva celor de la CSUV Timișoara și Dinamo București. Partida de sâmbătă dintre Steaua și CSUV Timișoara va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV de la ora 12. Urmează începutul returului, 2 meciuri dificile cu Timișoara și cu Dinamo. Ce așteptări aveți? Este un turneu după o perioadă de pauză. Contează foarte mult care din echipe aștept să gestioneze mai bine această perioadă. Iar meciul cu Dinamo este meciul vedet al acestui turneu. Pe lângă pozițiile în clasament și situația lui Dinamo din acest moment și eternul derby. Marele duel Dinamo-Steaua va avea loc duminică 17 ianuarie în sala Dinamo de la ora 14.